Încep prin a-i felicita pe CEO de la Agora Group și Siveco, domnul Romulus Maier și doamna Irina Socol, pentru organizarea acestui forum util, binevenit și care permite întâlnirea, iată, dintre miniștri, politicieni, oameni de afaceri, profesioniști din educație, astfel încât de aici ar putea să rezulte, sper, o viziune mai limpede asupra priorităților în strategia de transformare a societății noastre, de adaptare ei la exigențele lumii digitale, cu un bun impact asupra țesutului social și asupra conexiunilor noastre internaționale. Într-adevăr, cum spunea domnul ministru Funeriu, suntem copleșiți de o informație indistinctă, prost ierarhizată în această lume policentrică a internetului și cred că cei mai avizi utilizatori, proprii noștri copii, sunt și primele victime ale unei derute intelectuale și cognitive. Nu suntem în situația de a îi urmări pas cu pas, astfel încât structurarea acestor platforme de e-learning ar putea să-i ghideze. În recenta vizita președintelui României la Washington, am avut o oră liberă. Am intrat într-o librărie și la Barnes & Noble și am luat un ghid Oxford pentru descurcarea tinerilor online și offline, cum să găsești site-urile care într-adevăr te ajută, nu te pun pe căi greșite, ca să spun așa. Deci fiecare dintre noi, dacă avem sau nu de a face cu această lume, ne punem problema cum să o organizăm. Sigur, în reflexia globală a apărut și întrebarea, putem reglementa internetul? Putem? Nu, probabil că nu se va ajunge acolo, însă putem structura procesul educațional astfel încât să reducem analfabetismul digital și aș spune mai mult, cred că e un proces de formare continuă. În Occident, persoanele mai vârstnice au acces la internet, își păstrează contactul cu familia pe Skype sau așa mai departe, deci nu înseamnă că dacă ai 70 sau 75 de ani ești eliminat din această nouă lume. De aceea trebuie să vedem în strategiile guvernamentale legate de e-learning o oportunitate pentru toate vârstele, pentru toate categoriile sociale. Mai mult, o punte între cei mai bogați și cei mai săraci, o modalitate de a reduce distanța dintre mediul rural și cel urban. Avem, de altfel, și un proiect inclus în strategia UE pentru regiunea Dunării, care presupune, probabil că domnul ministru Vreme vă va detalia aceste lucruri, presupune introducerea internetului broadband în mediul rural de-a lungul bazinului dunarean, care pe partea română e un pic cam năpăstuit. Din aceste diverse și obiective considerente, cred că seminarul de astăzi este inteligent conceput, stimulator pentru reflexie și decizie politică. Aș vrea să rămân conectat la această formă de travaliu social, socioprofesional. Vreau să vă spun că am prins trenul informatizării cât am putut de repede, imediat după 90. Mi-am luat primul laptop în toamna lui 91, era un Toshiba care ar părea astăzi un obiect de muzeu, foarte greu, cu memorie mică, cu monitor monocolor, dar lucrurile au evoluat foarte mult. Nu ne mai putem imagina astăzi activitatea noastră profesională, zilnică, fără un smartphone, fără o tabletă digitală, suntem cu toții ajutați de aceste instrumente și sunt convins că EduVision 2020 va fi o bună bază de pornire pentru a ne concerta eforturile în direcția unei societăți informaționale care să ne permită și reducerea distanțelor geografice, adică
ieșirea, în primul rând, mentală, dar și practică din o anumită ispită a autoizolării și a autarhiei. Vă mulțumesc pentru invitație.